Organizația Mondială a Sănătății vrea să declare aspartamul ca fiind cancerigen. Acesta este un îndulcitor alimentar artificial folosit în milioane de produse, precum sucuri, iaurt sau ketchup. În anul 1981, tot Organizația Mondială a Sănătății a declarat aspartamul sigur pentru sănătate. În prezent, OMS contrazice studiile realizate în trecut. Revoltător să se întrețină această confuzie și nelămurire în rândul oamenilor care au consumat timp de, atenție, de peste 40 de ani acest aspartam, tot garantat de Organizația Mondială a Sănătății ca sigur și eficient. Acest tip de substanță nu este indicat nici la copii, așa că două ramuri ale Organizației Mondiale a Sănătății se pare că au în acest moment concluzii care nu pot ajunge la același punct și mi se pare extrem de grav că s-a indus această stare de confuzie, de revoltă și gândiți-vă că ne putem pune oricare dintre noi problema că timp de peste 40 de ani ni s-a livrat cu acordul al Organizației Mondiale a Sănătății cancer în fiecare farfurie și în fiecare băutură. Sper ca lucrurile acestea să fie clarificate, să avem cât mai rapid informații oficiale.